crimă în județul Olt, o tânără de 29 de ani însărcinată și-a înjunghiat iubitul, chiar în zi de sărbătoare. Fratele victimei a fost cel care a sunat la 112 și a anunțat incidentul. Medicii au ajuns la fața locului, i-au acordat victimei primele îngrijiri medicale și au plecat către spital, însă tânărul a decedat în ambulanță, iar medicii nu au mai putut să îl salveze. Tânărul de 33 de ani din satul Gropșani, comuna Vulpeni, județul Olt, a fost înjunghiat mortal de concubina sa însărcinată. Cei doi s-au luat la ceartă după ce bărbatul i-a spus tinerei că pleacă la o petrecere organizată de șeful său, însă aceasta s-a supărat și a spus că pleacă la mama sa. Cearta a luat amploare, iar femeia a pus mâna pe cuțit și l-a înjunghiat pe iubitul său. În fapt, s-a reținut că inculpata în dimineața zilei de 7 ianuarie 2020, în jurul orelor 11:30, pe fondul unor discuții contradictorii cu concubinul său în vârstă de 33 de ani, i-a aplicat acestuia două lovituri cu un cuțit de bucătărie, lovituri în urma cărora victima a decedat. Din concluziile preliminare întocmite de către SML Olt, rezultă că victima a prezentat două leziuni traumatice, respectiv o plagă înjunghiată în regiunea supraclaviculară stângă și o plagă înjunghiată în zona claviculară stângă, se arată într-un comunicat al procurorilor. În urma loviturilor primite, tânărul de 33 de ani a pierdut foarte mult sânge, iar ulterior și-a pierdut viața. Tânăra însărcinată a fost reținută pentru 24 de ore sub acuzația de omor, iar astăzi va fi prezentată instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă.